A nins ca în povești astăzi în Moldova, stratul de zăpadă a atins pe alocuri și 20 de centimetri. Vântul a prezentat intensificări din nord-vest, iar temperaturile s-au situat sub mediile multianuale ale acestei perioade. Maximele au oscilat între minus 6 și minus 3 grade Celsius. La noapte, cerul se va mai degaja și va mai ninge doar pe spații mici. Temperaturile nocturne se vor încadra între minus 7 și minus 13 grade Celsius. Mâine, cerul va fi mai mult senin. Vântul se va orienta dinspre sud-est și va sufla slab până la moderat. Temperaturile se vor situa sub mediile multianuale ale acestei perioade. Maximele termice se vor situa între minus 6 și minus 3 grade Celsius. Meteorologii prognozează o ușoară încălzire pentru zona Moldovei abia de miercuri, 9 ianuarie, când maximele termice se vor situa în jurul valorii de 0 grade Celsius.